Bine v-am găsit, dragi prieteni! Focusul emisiunii noastre de astăzi este pe Organizația Națiunilor Unite. De deci ce vorbim despre ea? Pentru că în curând vom sărbători nașterea acestei organizații importante internaționale. Și astăzi, cu siguranță că va fi interesant pentru mulți dintre noi să cunoaștem care sunt obiectivele și motivele pentru care a apărut, a, a apărut această organizație. Pentru ca să înțelegem mai mult și să ne aventurăm în discursul nostru, invitatul nostru de astăzi este profesor de istorie, domnia sa Roman Țabu. Bine ați venit! Și eu vă salut! Mulțumim foarte mult că nu ne refuzați ca să discutăm, și astăzi e așa o temă, n-aș zice că e specială, dar e importantă. Pentru că vorbim despre Organizația Națiunilor Unite. Și uh, îi vedem ca istoric și vom vedea în istorie cum a apărut, care sunt, uh, știu, uh, premizele pentru apariția acesteia. Dar uh, o întrebare personală pentru dumneavoastră. Când prima dată dumneavoastră ați auzit despre Organizația Națiunilor Unite și ce ați înțeles despre din din, din, din aceea? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că îmi face deosebite plăcere să stau în acest platou în discuții diverse. Ce ține de ONU sau Organizația Națiunilor Unite și pentru prima dată am auzit la școală despre ea, la disciplina istoria, de inclusiv și la geografie, Uh, și atunci am început să aflu câte ceva despre, despre această organizație. Dar, inclusiv, și de la știri, televizor, ca și fiecare dintre noi, atunci când privește știrile și încearcă să mai afle ce se mai întâmplă prin lume. Uh, din moment ce dumneavoastră ați auzit despre această organizație, internațional, organism internațional, s-a schimbat cumva pe parcurs și percepția față de ea și faptul că suntem noi partea acestei organizații și când vorbim acum organizația națiunilor unite, adică națiunile sunt unite în această organizație, scuzați-mă de această tautologie, dar s-a schimbat percepția dumneavoastră față de ea. Deci, din moment ce ați auzit denumirea ei, care a fost mesajul pentru dumneavoastră, și sigur că, evident, la ziua de astăzi. Sigur că s-a schimbat, pentru că atunci când am auzit pentru prima dată despre ea, eram un copil și nu înțelegeam foarte bine cum sau cum funcționează sau care sunt mecanismele unui astfel de organism internațional. Uh, și astăzi, desigur, fiind în uh, postura de a învăța pe alții cum funcționează ea, uh, trebuie să știi foarte bine care este scopul, obiectivul acestei organizații, istoricul ei, uh, absolut toate domeniile în care se implică această organizație uh, și, da, Pot să spun uh, cu certitudine că percepția s-a schimbat. Uh, înțelegând că uh, există necesitatea unei astfel de organizații uh, pe plan internațional. Care au fost premizele? Care a fost motivul pentru care a apărut această organizație? Sau nevoia ce a generat? discursurile și, de fapt, conglomeratul acesta care a format sau fondatorii Organizațiilor Națiunilor Unite. Necesitatea unei astfel de organizații internaționale a apărut mult înaintea a formării organizării ONU. Deci a apărut... Probabil în perioada secolilor 17-18. XVII, atunci, când apar pentru prima dată ideea formării unor, unei organizații internaționale de acest gen. Numai că în acea perioadă nu s-a ajuns până la acțiuni concrete în direcția aceasta. Primii pași care s-au făcut concreți în această direcție, au fost în perioada secolului 19. Deci după congresul. De la Viena, ce apar primele a, alianțe europene importante, deci la început Alianța celor trei împărați, după care spre sfârșitul secolului XIX se formează a, Alianța puterilor centrale și respectiv Antanta. Dar deja stringenta necesitatea formării acestei organizații a apărut imediat după primul război mondial, și anume atunci se formează Liga Națiunilor, care este, care este bunica, dacă vreți, Organizația Națiunilor Unite, pentru că din punct de vedere juridic sunt două structuri diferite. Care uh, au uh, transmis una alteia toate prerogativele care uh, le aveau, și pe parcursul timpului ulterior. Uh, necesitatea a existat întotdeauna. Uh, problema e în, sau a constat în faptul că, dacă au existat uh, posibilități și uh, toate condițiile necesare ca să se formeze această organizație. Bine, și Liga Națiunilor Unite când a fost, când a apărut pentru prima dată? Deci Liga Națiunilor Unite apare uh, pentru prima dată după Congresul de Pace de la Paris 1919-1920 da, de la Versailles acolo unde a fost semnat uh, sistemul de tratate de la Versailles prin care deci statele care au pierdut în război au fost obligate să facă anumite concesii față de statele câștigătoare. Și uite atunci la inițiativa lui Thomas Woodrow Wilson, președintele Statelor Unite în acea perioadă, deci apare necesitatea de a se forma o organizație internațională care uh, va fi numită Societatea Națiunilor sau Liga Națiunilor. Deci în diferite surse este, dar este vorba despre una um, aceeași structură internațională. Uh, ea s-a format uh, după uh, acest congres și care a durat din 19 până în 20, ca ulterior deja uh, să se extindă uh, din uh, această organizație făcând uh, parte pe rând statele lumii. Ce a împins uh, statele în cazul acesta să formeze Liga Națiunilor? Uh, ce, în, ce, în ce consta de fapt această ligă? Care erau condițiile acesteia? Uh, cauza principală uh, a primului război mondial uh, a fost lipsa de comunicare. Da? să zicem așa, una dintre cele mai importante cauze. Iar cei care au pus bazele acestei societăți considerau că astfel se poate elimina această, acest neajuns în procesul pacificator al, al lumii și statele urmau să comunice mai mult în vederea eliminării eventualelor conflicte care ar putea să apară. Dar în afară de uh, problema militară, care a fost uh, cea din capul mesii, deci au fost și problemele social-economice uh, cu care s-au confruntat statele imediat după primul război mondial, care necesitau o implicare mai aprofundată a statelor și acest lucru se putea realiza anume prin uh, înființarea acestei uh, societăți. Iată, atunci a apărut necesitatea. Uh, ea fiind uh, cu caracter pacificator, dar și social-economic. E foarte interesant faptul că prima conflagrație mondială a inclus statele, multe state. Nu zic că acum toate statele, dar toate statele civilizate s-au implicat în acest război. Și datorită acestui fapt, eu știu, s-a creat și o organizație, o Liga Națiunilor. Adică, cu alte cuvinte, mulți au intrat ca o avalanșă, războiul s-a răspândit peste, a acoperit, de fapt, toată, uh -huh. toată lumea civilizată, ca apoi, tot aceștia, membrii care au fost implicați în această conflagrație, să intre în Liga Națiunilor văzând credeți că au învățat lecția? Bine, nu știu dacă pot să spun că mulți au intrat sau ca o volanșă au intrat ideea este ce este interesant la Liga Națiunilor, Societatea Națiunilor este faptul că statele membre ale Ligii Națiunilor deci unii au intrat mai târziu Uh, alții uh, au intrat și au ieșit, deci au intrat mai târziu, au ieșit uh, iar unele state importante din lume uh, niciodată n au intrat Bună, Statele Unite Deci, deci Statele -a Unite ridicat, până -a. la uh, a ONU a fost inițiatoare acestui proiect, dar paradoxal ea nu a făcut parte din societatea națiunilor și probabil că asta ar a fost unul dintre cauzele cele mai importante a eșecului societății Națiunilor Unite. Deci, Liga Națiunilor Unite sau Liga Națiunilor, de fapt, a avut un fiasco în cazul dat. Sigur că da. De ce? Cum vă gândiți? Care a fost motivul? Cauza cea mai importantă, deci am spus mai devreme, a fost una dintre cauze, nu neapărat cea mai importantă, a fost faptul că <coughs> Statele importante ale lumii nu au ezitat să participe în general sau să o facă din start, cum ar fi, de exemplu, Statele Unite sau Uniunea Sovietică, care a intrat mai târziu și mai devreme a ieșit, sau Germania, care a intrat mai târziu și mai devreme a ieșit. Japonia exact același lucru, Italia același lucru, adică statele puternice ale lumii nu au luat în serios această structură. Asta este unul dintre cauze. A doua cauză, și probabil că este cea mai importantă, este faptul că Societatea Națiunilor nu a avut trupe militare pentru descurajarea acțiunilor militare ale unor state. Mm. Și atunci când nu ai o unealtă prin care să aduci ordine, desigur, posibilitatea de a avea succes este foarte, foarte mică. Evident. Așa cum spuneau oameni înțelepți, dacă legea nu are forță în execuții în păstrare atunci n-are rost uh, nici această lege, ea își pierde Sigur, ei da. și deci asta a fost uh, de fapt motivul pentru care Liga Națiunilor a și desprut a fost desfințată ca organizație da. dar odată ce a fost desfințată uh, nevoia n-a dispărut Sigur. Pentru o astfel de organizație. Da, pentru că. Și apropo, când a fost ea desfințată, eu știu. Deci, oficial, ea se desfințează în anul 1946. Da, impotentă deci, de, de iure. iure. Dar, de iure. Dar, de facto, deci ea își demonstrează impotența și, practic, incapacitatea de a funcționa și de a interveni. Imediat când se începe cel de-al doilea război mondial și ulterior deja în 1942 ea nu mai producea niciun efect asupra proceselor internaționale. Cred că atunci putem să spunem că ea dispare ca structură cu rol important pe plan internațional și tot atunci uh, marile putere ale lumii, uh, în special uh, aliații din al doilea război mondial, uh, simt necesitatea organizării unei noi structuri, dar care să um, aibă um, niște mecanisme care să fie superioare uh, celei precedente pentru ca să fie funcțional. Deci, cu alte cuvinte... Au învățat lecția, și acum, cu al doilea proiect, care în cazul dat este, supraviețuiește până în ziua de astăzi, este Organizația Națiunilor Unite, să da, înțeleg. Da. Când a fost înființată ea? Ea ja este înființată în 1945, 24 octombrie, și a fost înființată de 51 de state pe când de exemplu Liga Națiunilor a fost înființată de 27 de state. Adică numărul, numărul, numărul statelor se mărește, dar lucrul ăsta nu se datorează numai faptului că statele au decis mai mult de să participe, dar inclusiv faptului că deja după al doilea război mondial existau mai multe state independente și mai puține colonii. Deci asta a fost iarăși o cauză care a stat la baza numărului mai mare de state care au participat la uh, înființarea acestei structuri. Este, este <coughs> interesant că Liga Națiunilor Unite a fost înființată după primul război mondial da. și al doilea, interesant, la fel. Deci la finele războiului, al doilea război mondial, unde uh, este creată și... Uh, Evident că se înțelege nevoile, dar cu ce obiective, ce își propunea această organizație? Ca și Societatea Națiunilor, obiectivul de bază al acestea a fost păstrarea păcii în lume. Deci asta a fost cel Au mai important lucru care a stat la bază. Dar, în afară de ă, acest obiectiv, ea mai avut și obiective cu caracter social, economic bună oară, conferința de la Brighton Woods în 1946, adică peste un an de zile după înființarea acestei organizații, avem înființarea FMI-ului, Fondul Monetar Internațional, care era o structură sub jurisdicția ONU. Bine, ea ulterior devine autonom în cadrul ONU. După care, în 1949, avem înființarea Organizației Mondiale a Comerțului, care iarăși uh, a fost înființată sub egida ONU, dar care mai târziu peci, va deveni uh, mai independentă. Și lucrul ăsta este valabil și atunci când vorbim despre OMS, Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF-ul. Uh, <coughs> Cultură. Da, care se ocupă de cultură și de obiectivele culturale ale lumii, Un, UNESCO și toate structurile care, care țin de necesitățile societății pe plan mondial. Deci, cu alte cuvinte, paletra activității organizației acestei instituții internaționale este destul de largă. Da. Și uh, obiectivele ei sunt uh, îndreptate spre satisfacerea nevoii umanității. Sigur că Se da. poate spus că uh, se luptă și pentru drepturile omului. Uh, da, pentru că noi avem și unul dintre cele mai importante documente ale umanității deja care a fost adoptat în secolul 20. Ce este vorba despre Carta 1, uh, care este un document uh, obligatoriu pentru toate statele membre ale ONU și care prevede îndeplinirea tuturor drepturilor fundamentale ale omului. Deci să înțelegem că aceasta și este doctrina acestei organizații. Da, deci această organizație funcționează având la bază iată, aceste principii expuse în această cartă. Aceste principii, în mod normal, ele se regăsesc în toate Constituțiile statelor membre ale acestei organizații. Alta e problema dacă ele se îndeplinesc. Pentru că știm că în lume există state cu regimuri diferite, unele mai democratice, altele mai autoritare. Și atunci, de multe ori, se întâmplă ca aceste state, în încercarea de a-și menține structura sa politică, deci mai închide ochii la îndeplinirea acestor drepturi fundamentale și libertăți ale, umani, ale oamenilor, ale cetățenilor săi, și, desigur, în acele condiții se, se mai încalcă, din păcate. Uh. În moment ce această organizație și-a propus, deci în cazul dat, să-și îndeplinească doctrinele și obiectivele sale, se poate despus că a avut și dificultăți și crize în timpul trecut sau în timp cât și-a desfășurat activitățile sale. Deci a fost înființată de 51 de țări, iar la ziua de astăzi câte țări sunt? Din ceea ce cunosc eu, deci sunt 193 de state, membre ale Organizației Naționale Unite și care practic cuprind aproape toate statele lumii, da? bine, mai sunt anumite state care nu sunt recunoscute pe plan internațional dar asta este altă, altă poveste, să zicem așa sigur opinia mea sau părerea mea este că inclusiv și astăzi această organizație se ciocnește de anumite dificultăți bună oară în anul 1994 Kofi Annan penultimul secretar general al ONU a propus o reformă uh, care uh, avea ca și obiectiv reformarea Consiliului de Securitate al ONU. Uh, dar care, din păcate, nu a fost implementat nici până în ziua de astăzi din cauza faptului că uh, statele membre permanente ale Consiliului de Securitate uh, se opun acestui proiect de reformare. Uh, dar niciodată nu este târziu să vedem. E, e posibil că acest state, e odată și odată să ajungă la maturitate și să înțeleagă că uh, obiectivul tuturor este pacea și bunăstarea, uh, și aceasta, acest obiectiv este mai presus decât obiectivele lor naționale, să zicem așa. Uh, a deveni un membru al Organizației Națiunilor Unite. Sunt obligații, sunt și drepturi, e ușor să devii membru sau e destul de greu? Sunt criterii după care poți fi membru, poți fi membru? Nu, toate statele care uh, își doresc uh, sau devin membri ai Organizației Națiunilor Unite, deci cel mai important lucru este ca să fie recunoscute de, ca și stat independent de o mare parte din membrii ONU și desigur ca și orice organizație internațională, ca și orice structură, statele membre deci, cotizează care este acea sumă care întreține de fapt activitatea acestei organizații. Și astfel, deci, statele devin membre ale acestei organizații. Ne ce s-a dus cont în moment ce s-a organizat, s-a organizat Organizația Națiunilor Unite uh, vis a -vis de sau anterior de, deci vis a -vis de organizația anterioară, adică Liga Națiunilor. De ce s-a dus cont și lucrul acesta s-au rezolvat, sau au apărut ca știu, ca... iată, vă spuneam mai Ce de a vreme. dat vitalitate Am înțeles, aceste, deci, aceste instituții. Da, uh, Ceea ce s-a schimbat comparativ cu Liga Națiunilor și am spus că a fost unul dintre punctele slabe ale Ligii Națiunilor, a fost faptul că în cazul ONU au apărut trupele militare sub jurisdicția ONU, care le numim noi căștile Alba albastre. Dar din, din cine sunt formate? Ele sunt formate din trupe militare care aparțin statelor membre, da? dar care pentru o anumită perioadă de timp, aceste trupe militare sunt, sunt sub controlul sau sub activitatea a ONU. Adică, cei ce nu avea societatea Națiunilor, trupe militare. Astăzi o nu Aceste trupe militare au menirea nu de a uh, duce un război, dar de a menține pacea, adică sunt trupe pacificatoare, și de descurajarea acțiunilor militare. Un fel de poliție internațională. Exact, da. Deci asta este obiectivul lor. Și, desigur, ele de cele mai multe ori se implică în conflictele mici regionale, acolo unde este mai ușor să te implici în, în aceste conflicte fără, fără, fără a avea parte de repercusiuni mm -hmm. din partea celor care trebuie să-i pui la, la respecta. Să zicem așa. <laughs> Bine, și mai sunt încă diferențe? Deci lecțiile care le-au învățat și aici le-au rezolvat? Da, deci astăzi, de exemplu, Statele Unite este membru ONU. Mm. Mai mult decât atât, este cel mai mare cutizator din punct de vedere financiar. Deci ea întreținând în proporție de 20 la, 22% bugetul anual al ONU. Și asta a fost din start. Și, a, a fost și, a, și asta a fost din start, da, da. Asta a fost din start. În rest, structura, organigrama, este aproape asemănătoare. Diferențe practic putem să spunem că nu. -s. Probabil că mai multe diferențe sunt la capitolul Consiliului de securitate, pentru că acolo de fapt este problema cea mai mare atunci când vorbim despre securitatea internațională. Ați menționat cuvântul organigramă. Ați putea dumneavoastră să ne deschizi puțin organigrama, adică cum este o organizată, structurată? Ia Această structură este formată din a, trei componente de bază, deci, cea mai importantă dintre ele, dar din păcate este cea care nu ia decizii cele mai importante, este adunarea generală. Deci adunarea generală... Adică cum per... nu ea decizie? Nu suma, deci suma prezentilor prezenți? Da, vă explic uh, în ce context. Deci, uh, atunci când vorbim despre adunarea generală, uh, ea are un instrument prin care acționează, funcționează. Deci, așa uh, astea sunt rezoluțiile. Uh -huh. uh, care au un caracter nu de impunere, dar de recomandare. Fie că este vorba despre un conflict cu caracter local, fie că este vorba de un conflict cu caracter internațional, deci nu contează. Din această adunare generală fac parte to toate statele membre ale ONU, având reprezentanții statului din care vin. Și în cadrul acestei adunări generale, șefii statelor au posibilitatea să vină și să-și expună punctul de vedere asupra anumitor probleme. Iată, asta este cel mai important lucru care îl oferă, sau oportunitate care îl oferă adunarea generală. Următoarea structură importantă este Consiliul de Securitate, care este format din 15 membri, 5 membri permanenți și 10 membri care se schimbă. Uh, o dată la 2 ani, uh, din 5 în 5 membri. Deci, anul ăsta se schimbă 5, uh -huh. anul următor, următorii adică 5, în, nu într-un an, nu într-un în an, da, nu toți 10 într-un an. Deci se ratează. În exact, campuri. da. Uh, cei 5 membri permanenți, ce este vorba despre uh, Statele Unite, uh, Federația Rusă, uh, Franța, Marea Britanie și China. Aceste state se ocupă de. Gestionarea conflictelor internaționale. Problema cea mai mare în cadrul acestei structuri este dreptul de veto, care nu permite să fie materializate anumite decizii luate în cadrul acestei structuri. Adică nu lucrează majoritatea. Trebuie să fii majoritate absolută. Deci trebuie să fii majoritate absolută, exact. Bună oară conflictul din Siria, da? Iată, spre exemplu, pentru că Federația Rusă avea interese financiare, atunci când toate statele erau gata să se implice militar pentru a opri conflictul din Siria, de deci ce ei și-au folosit dreptul de veto pentru a nu permite acestor state să se implice? Din cauza simplu motiv că aveau uh, interese uh, economice, militare în acest stat. Și uh, exact același lucru l-a făcut în, pe parcursul istoriei și Statele Unite și China pe tot parcursul uh, istoriei, din păcate. De paradoxal, dar... A fost creat această organizație da. pentru ca să rezolvi problema, și tot aici apar probleme. Apar probleme. Da, și nu întâmplător vă spuneam despre faptul că 94 1994 Cofiană își vine cu o, problemă, cu o soluție pentru această problemă, dar care nici până astăzi nu, nu a fost rezolvată. Și a treia structură sau a treia componentă este Secretariatul. Secretariatul este acea structură care se ocupă strict de problemele de secretariat. Traducere, hârtii, documentație, deci tot ce ține de organizarea ședințelor și anume de, de aceste probleme se ocupă. Și deja sunt structurile subdivizionare, deci cele care le-am numit mai, mai devreme. Asta este Structura, scheletul da, acestei organizații. Bine, uh, <coughs> și are, evident că are oficiul central, este în uh, Statele Unite. Da. New York, da. Dar mai are și filiale, evident. Pe Sigur, da, pentru că prezența da, ținând ei. cont de faptul, iată, de exemplu, Organizația Mondială uh, uh, Agriculturii la Roma, da? uh, la Viena, uh, sunt uh, și în Asia reprezentanți. Adică peste tot în lume, pentru că până la urmă este o organizație care reprezintă toată lumea, nu numai un singur stat. Și bănuiesc, este bine, este corect. După părerea dumneavoastră, în istorie, care ar fi fost impactul acestei organizații și dacă n-ar fi existat ea, bine, acum ar fi greu de, de, a fi înțeles, dar care, care este impactul, după părerea dumneavoastră, în istorie? Eu cred că această organizație, dincolo din neajunsurile pe care le are ea, oamenilor le este mult mai ușor să trăiască, pentru că totuși, dacă vorbim despre, despre aceleași drepturi fundamentale, libertății ale omului, care se conțin în Carta 1, deci ele uh, sunt uh, niște garanții oferite oamenilor din întreaga lume, indiferent din ce țar vin, uh, vin aceștia. O alt argument uh, în favoarea acestei organizații este faptul că uh, în perioada secolului 20 nu mai puțin de 80 de colonii datorită ONU uh, și-au obținut independența. Deci... Asta e lucrarea și medicul. Deci, asta este, asta este o consecință a consultărilor internaționale în cadrul acestei uh, organizații, a discuțiilor pe, pe baza acestei uh, probleme, a uh, faptului că marile state uh, au reușit să impună unele altora uh, principiile acestea democratice, uh, care în cele din urmă au. Uh, Convins multe statele lumii să înțeleagă că viitorul nu stă în sistem colonial, ci stă în state puternice, independente și libertate și democrație pentru cetățenii acestor state. Uh, evident că organizație și are meritele sale și cu siguranță că impactul ei este destul de mare sau gândesc eu. Înțeleg că Organizația Națiunilor Unite și în crizele care au fost, prin care a trecut omenirea până acum și știm că au fost crize în perioada postbelică, imediată, cu criza din Caraibe, deci când două state importante, practic, la două poluri opuse, politic, au, au avut o tensiune. Organizația Națiunilor Unite a intervenit ca mediator unde s-a rezolvat cumva, s-a ameliorat problema dată. Se implică politic această organizație? Nu, în mod normal nu ar trebui. Ea uh, are niște principii care... Uh, care stau la, la, baza ei și anume neimplicarea din punct de vedere politic în treburile interne a statelor membre. Dar de multe ori ce au existat situații când ce puțin a fost acuzată de anumite lucruri, această organizație, fie că joacă jocurile unui stat sau joacă jocurile altui stat, întotdeauna. Partea, exact, da. Deci, ne, bune, ne, ne, aducem bune. aminte conflictul din 2014 din Ucraina, atunci când statele lumii s-au adunat pentru a emite o decizie. În spatele cortinei, desigur, se făceau jocuri politice Cineva semnează rezoluție prin faptul că. Deci, care recunoștea implicarea Federației Ruse în conflictul din Ucraina, cineva se abține, iarăși este clar că se duceau jocuri politice, dar în spatele, deci, arenei respective, dar, cel puțin până astăzi odată ce statele continuă să rămână membre acestei organizații, deci acest lucru ne vorbește despre faptul că există o imparțialitate din, hmm. din, din interior și aici mă refer în special la structura de conducere a acestei organizații. Fiți de acord, în momentul în care este implicat în conflict un stat cu drept de veto, deci reprezentat permanent, evident orice decizie chiar... Este una controversată și discutabilă, sigur. Sigur că da. În cazul acesta nu se discută faptul că se zădărnicește, de fapt, existența acestei organizații și obiectivele ei în... în în exercitarea obiectivelor sale? Sunt de acord dacă am, am vorbit despre de strict problema politică, militară, să zicem așa, dar această organizație are și alte obiective decât cele politice și militare. De exemplu, da, exemplu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, adoptate mm -hmm. în anul 2000. Deci sunt opt obiective pe care le are, pentru care combaterea sărăciei, educația primară, promovarea egalității pentru sexe, în special pentru femeie, reducerea inf mortalității infantile, combaterea HIV-SIDA, asigurarea sustenabilă pentru mediu, Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare, adică sunt niște obiective care dau deoparte problemele cu caracter Politic. militar și, da? și politico-militar uh -huh. și se referă la necesitățile omenirii. Păi bine, astăzi conflicte sunt între foarte multe state, dar respirăm același aer. E clar lucru că. <coughs> Fiecare dintre noi vrea să aibă aer curat. Bem aceeași apă. Fiecare dorește să consume apă curată. Calitate. Exact. Fiecare dintre noi avem copii. Dorim ca ei să ajungă mari, să-i vedem cu un viitor realizat. Exact. Prin deci, lucrul ăsta, fiecare dorește să aibă un copil educat și care să, să, să obțină minimul necesar din punctul ăsta de vedere. Adică, sunt obiective destul de din, importante. Exact, așa. destul de importante, și care sunt dincolo de toate aceste probleme cu caracter politico-militar. Și probabil că, la ziua de astăzi, sunt mult mai importante anume aceste probleme. Decât, decât problemele acestea cu caracter politico-militar, chiar dacă de foarte multe ori se întâmplă ca interesele statelor să nu ducă la atingerea acestor obiective și cei mai rău să ducă la început unor conflicte militare. Chiar dacă se va spune că e nevoie dacă s-ar fi presupus că se desfințează sau se epuizează această organizație. Cu toate acestea, este nevoie de oricum de o organizație mondială de reglementări și orice organizație care nu s-ar fi creat de omenire, vrei, nu vrei, dar va avea și ea problemele sale și lacunde sale. De aceea nu e nevoie de o altă organizație, ci doar pe aceasta de înnobilat și de îmbunătățit ce privește activitatea sa și mai mult, reglementările acestea de membri care, ca aici eu văd toate problema și nu numai, ci, așa spun și specialiștii, cei mai ales membrii care au dreptul de veto, cei care da, își, da, își, da. își impun sau chiar dacă sunt implicați în anumite conflicte politico-militare, nu pot să îi tragi la răspundere și nu pot să îi reglementezi în cazul acesta. Cu toate acestea, oricum, așa cum ați zis dumneavoastră, din ceea ce am observat în obiectivele mileniului, nu n-am auzit de ceva politică sau militar, ci toate sunt îndreptate spre ceea ce ne unește pe tot globul pământesc. De aceea, justificarea acestei organizații este evidentă, chiar și în ochii noștri. Spuneți-vă, rog, la ziua de astăzi, Domeniile în care Organizația Națiunilor Unite se, de, se dezvoltă și putem spune că uite, a trecut prin anumite crize de dezvoltare. De fapt, întrebarea mea, știți care e? Ca orice copil, deci e născut, crește, apoi se face matur și sunt crize, crize de vârste. După părerea meastră, care ar fi fost crizele de vârstă în trecut și dacă suntem la ziua de astăzi tot într-o criză a ei care trebuie să o depășească și să meargă mai departe? Cred că cea mai problematică perioadă pentru, pentru această structură a fost perioada războiului rece. Și aici mă refer la perioadele de... Înrăutățirea relațiilor dintre blocul comunist și cel capitalist. Deci, aici mă refer inclusiv și la perioada crizei din Caraibe. Dar, uitați-vă că dincolo de, de această criză, deci organizația a funcționat, a trecut mai departe. Mai mult decât, decât atât, reușești în 75 să. Organizeze conferința de la Helsinki, în care okay, sunt uh, semnate deci principiile fundamentale ale păstrării păcii în lume, uh, în context le, le, legate le, de armamentul nuclear? Și, și inclusiv. Uh, și, desigur, că au existat crize, dar uh, oamenilor în acea perioadă le-a ajuns abilitatea de a gestiona aceste crize astfel ca să nu ajungem la un al treilea sau la treilea conflagrație mondială. Bine, o provocare, aș spune eu, pentru această structură este inclusiv și pandemia în care ne aflăm, pentru că ea este gestionată de Organizația Mondială a Sănătății, care este o subdiviziune creată în cadrul ONU. Asta tot este o testare a trăiniciei acestei structuri internaționale. Și a vitalității. Chiar. Exact. Și foarte mult contează cum ieșim din această criză. Categoric nu avem alternativă. Odată ce oamenii au creat o astfel de structură, și au dat seama de eficiența ei și, cum a spus și dumneavoastră, unica soluție este de a abdata, de a îmbunătăți. îmbunătăți această organizație în așa fel, încât ea să răspundă necesităților oamenilor din ziua de astăzi și popoarelor care fac parte din această structură internațională. După părerea noastră perspectiv, deci, are Organizația Națională? Sigur că da. Sigur că da. Da, sunt de acord cu acest lucru mult contează, desigur, cât de obiectivă va fi ea pe parcursul timpului și pe parcursul istoriei. De exemplu, un stat care este membru, care este datoria unui stat, unui care este membru al Organizației Națiunilor Unite, în ce privește, știu, relații cu această organizație? Statul membru își deleagă de fiecare dată atunci când este organizată adunarea generală, deci reprezentanții săi, de obicei este vorba despre fie șeful statului, fie șeful guvernului și șeful deci, afacerilor externe, 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 da, mm -hmm. deci ministrul afacerilor externe, care deci, participă la această adunare, votează, și, are, și drept de vot. are drept de vot. Dar, cum am spus mai devreme, deci de obicei, la adunare generală se adoptă rezoluții deci, care au caracter de recomandare și nu sunt uh, legi. Uh, o altă obligație este îndeplinirea prevederilor Cartei ONU care este, ele sunt obligate să includă în legea lor supremă îndeplinirea și tuturor drepturilor și, și cetățeanului, adică, cu alte cuvinte, principiilor democratice. deciziile care sunt luate rezoluții care sunt luate, acum trebuie să fie adaptate la în și implementate în țările membre. Da. Este mereu ușor, în istoria a fost mereu ușor de aplicarea și implementarea mm, sigur acestor... Sigur că nu, pentru că și... statele sunt diferite, ele implică culturi diferite. Astăzi ONU are șase limbi oficiale. Care cumva acoperă necesitatea majorității cetățenilor din întreaga lume, și ținând cont de faptul că sunt culturi diferite, deci, desigur, că este foarte greu să ajustezi la un standard internațional toate aceste, toate aceste state. Deci este greu, da? Dar nu e imposibil. Deci, pentru asta este necesară uh, o adaptare. O adaptare o... Deci, este necesar foarte mult de lucrat asupra acestor principii. Uh, bine, cineva ar spune că acest lucru duce spre o globalizare. Sunt o sumedenie de lucruri astăzi care duc spre globalizare, fără ca noi să ne dăm seama, și care nu au tangență cu Organizația Națiunilor Unite. Vedeți că citeam într-un articol că. Nu știu dacă este corect ceea ce s-a prezentat, faptul că Organizația Națiunilor Unite are menirea de a, de a controla. Și întrebarea care a fost pusă, bine, controlează, dar cine controlează pe cei care controlează? Un domino care merge în uh -huh. efect și poți să ajungi la indefinit. Evident că de moment ce este creată Organizația Națiunilor Unite, este pentru ca să implementeze politica sa sau doctrina sa, pentru care a fost creată, și cei care devin membri sunt de acord cu această doctrină, cu, această, cu aceste obiective pe care și, 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 și le propun. Uh, nu știu dacă ar fi, după părerea dumneavoastră, adică vă întreb acum individual, ce perspective după dumneavoastră ar avea organizația Națiunilor Unite? Ce, ce s-ar fi dumneavoastră ați recomanda ca să se îmbunătățească și evident că sunt multe lucruri la care se discută și multe articole și multe documente se creează și sunt comisii și propuneri care vin din stat, din partea statelor mem membri care ar fi dorit să dar după părerea dumneavoastră, ca perspectivă, ce ar fi, ce ar să fie recomandat pentru Organizația Națională? Nu știu dacă sunt în măsură eu să recomand ceva, dar întotdeauna, după este... Părerea dumneavoastră. Da, da, întotdeauna este loc de mai bine. Deci mm -hmm. este clar, este un lucru care inevitabil este valabil și pentru Organizația Națională Unite. Nu știu dacă neapărat acest lucru de control total asupra societății vizează cumva direct pe cineva care este undeva în, într-o zonă rurală din Africa dar faptul că acelui om care este într o zonă rurală în Africa îi se îndeplinesc drepturile, da? fundamentale. Faptul că astăzi există niște principii care vorbesc despre toleranța religioasă, da? și care spun foarte clar că omul nu poate fi uh, torturat sau altceva uh, pentru discriminat. Exact. Deci, asta este un, un, un succes a acestei organizații. Ce aș schimba eu, probabil, uh, ar schimba, nu știu, structura sau modul de funcționare a. Uh, în, luare decizii. în luare deciziilor militare sau cu caracter militar, cu caracter politic. Deci, mă refer la. Uh, acea comisie formată din cei 15 membri și cred că lucrul cel mai important aș elimina dreptul de veto care este o, o problemă constatată și de mulți dintre cei care au cercetat problema dar nu este exclus că anumii acest drept de veto să, nu, să permită oprirea unor conflicte de adică are... caracter internațional. Are, are, este un băț cu două capete până la urmă. <laughs> și nu poți ști sigur care va fi, care va fi rezultatul. Dar Desigur, există loc de mai bine și cred că cei care sunt implicați în, în procesele date știu care, care sunt domeniile la care trebuie de lucrat. Și ultima întrebare pentru emisiunea noastră de astăzi. Dumneavoastră, ca pedagog, profesor în istorie, ce vă propuneți pe învățăcei dumneavoastră să îi să-i documentați, să-i să. Ce să... obiective vă propuneți vis-a-vis -vis de Organizația Națiunilor Unite? În primul rând, până una alta, sunt bucuros că trăim într-un stat în care, totuși, există niște principii democratice, iar aceste principii democratice sunt expuse în Constituția Republicii Moldova. Iar principiile acestea au ajuns în Constituția Republicii Moldova și alte Constituții ale țărilor lumii, anume datorită cărții ONU, da? care, sau cartei ONU, care a obligat cumva statele membre să adopte aceste rigori fundamentale. Pentru mine cel mai important este ca elevul atunci când îi vorbesc despre iată, această structură, să înțeleagă că la baza drepturilor pe care le are astăzi, stă inclusiv și această structură internațională. Și acesta este un lucru uh, foarte important, atât pentru el, cât și pentru toată societatea noastră. Deci, practic, educația. Și încă o dată educația și uh, promovarea valorilor, valorilor fundamentale, umane, care va asigura funcționalitatea și existența umanității pe această planetă Pământ. Vă mulțumim foarte mult și eu vă mulțumesc. pentru că ați fost împreună cu noi. Vă dorim succes în activitățile dumneavoastră. Cu siguranță că suntem ființe umane și sociale. Asta înseamnă că trăim într-o societate și va trebui să ne reglementăm relațiile noastre cine va reglementa și avem nevoie de organizații, organisme care vor face lucrul acesta. Dar interesant este că toate țin doar de principiile fundamentale pe care le are omul. Cine este omul? Ar trebui să răspundă la aceste întrebări existențiale. Există cineva care deja ne-a născut și ne-a oferit aceasta? Să cunoaștem pe el și atunci vom cunoaște și lucrurile existențiale fundamentale. Vă spun la revedere până data viitoare!